suferi de diabet de tip 2? Diabetul de tip 2, după cum știi, este o boală care presupune, printre altele, că nivelul de glucoză în sânge este ridicat. Diabetul de tip 2 este vindecabil alimentar, dar e necesar să avem grijă la aportul zilnic de glucide. Fructele conțin glucide, dar le putem face loc în planul alimentar zilnic. Cele mai indicate sunt fructele de pădure, care conțin circa 5 grame net de glucide la 100 de grame de produs, astfel că putem consuma zilnic între 200 și 300 de grame de fructe de pădure. Celelalte fructe conțin între 10 și 20 de grame net de glucide. Așa că dacă vrei să te vindești de diabetul de tip 2, cam 100 de grame zilnic de fructe te-ar ajuta. La fel cum te va ajuta să stai departe de sucul de fructe și de prăjiturile cu zahăr și cu făină de grâu. Ideal ar fi ca fructele să fie combinate cu alimente care vin cu un aport bogat în proteine, fibre sau grăsimi, ceea ce atrage o creștere mai mică a nivelului glicemiei. Când ai diabet de tip 2, contează așadar și tipul de fructe, dar și cantitatea consumată. Și da, tu poți.